Salutare, prieteni, am ajuns în Turcia și ăsta o să fie un vlog mai nasol așa, pentru că am ajuns la cazare și nu sunt mulțumit, frate, de ce am găsit aici. Mai exact, suntem în Bodrum și am luat o cazare la 5 stele. Cu ocazia asta inaugurăm și aceste DJI-uri care s-au nimerit să se inaugureze într-un moment cam nasol. Dar mă bucur că o să audă bine tot ce o să zic aici. Mi-am pregătit placă să ne dăm să facem vloguri pe aici, să... Da, o să le facem până la urmă, doar că trebuie să vă mai obișnuiesc cu ideea. Deci am luat cazare în Turcia la 5 stele, în Bodrum, ca să not cu câinele în apă, frate. Erau ieri câțiva câine, notai cu ei în apă. Lăsând asta la o parte, că nu e cea mai mare problemă, este plaja un pic cam jegoasă, sunt numai chiștoace de țigară. Nu mai zic că sunt o grămadă pisici și își fac nevoile în nisip și nu le adună nimeni. Acum nu știu câinii dacă fac și ei, dar presupun că și câinii fac, da? Și o mare problemă este la mâncare. De obicei, unde e un lips, să leagă toate. Dar nu m-aștepta, frate, la 5 stele. Am zis, bă, hai să dăm bani ca lumea, să mergem și noi la ceva safe, nu? Dar asta e prima țeapă pe care mi-au, sincer. Și vedem pe parcurs ce se va întâmpla. Momentan am făcut acest intro ca să vă zic că în mare o să urmez o serie de vloguri din acest hotel de groază de 5 stele. Pe mine mă frustrează, nu știu cum să le dau stelele la ăștia jos, că sunt vai de capul lor, sincer. Da, mă gândesc să vedem. Un review se va lăsa frumos, cred că le dau și tag în acest vlog. În toate vlogurile le dau tag să vadă. Cel mai prost lucru, vi-l zic de acum, nu spală paharele, mă, frate, mi-au pahar, mi-au și o bere și găsesc în el bucăți de lămâie de la cel care a băut înainte sau pe pereții paharului. Am găsit fresh de portocale, m-am dus cu paharul la ei, le-am zis să-l spele, după l-a duce la mine așa, în figuri, îl ținea cu degete de barcă. Eu sunt pretențios, am pretenția să fie paharul curat. Îți dai seama că mai bine dăm de plastic decât să fie murdar. Ce să facem? Sunt dezamăgit de aceste condiții. Am încercat să sun la booking. Ieri am ajuns, am sunat la booking și astăzi trebuie să sunăm iară să vedem dacă putem să ne luăm bani înapoi să ne mutăm la altă locație. Dar eu cred că sunt cam slabe șansele. Plus în camere, frate, nu era curat, dau cu șervețelul uscat, iau praf, ești nebun? Asta e inadmisibil. Hai să zicem că în cameră se rezolvă, cu toate că i-am zis de două, trebuie să facă curat, n-a făcut curat. Acum văd că s-a dus să facă curat, să vedem ce curățenie a făcut. Nu știu, frate, la 5 stele am pretenții să fie paharul curat și curat în cameră. Și plaja să fie curată, asta mă interesează. De fapt, cam toate alea mă interesează, și mâncarea și tot, frate. Că am dat niște bani, nu am dat 100 de lei pe noapte. Am dat 100 de euro pe noapte, ca să am condiții, să am un pahar curat. Haide să vă arăt un pic plaja, ca să nu ziceți că sunt eu nebun. Uite și câinii. Și pe aici să văd numai chiștoace de țigară. Și asta e pe toată plaja, adică nu e doar aici unde stau eu. Și eu nu fumesc, ca să zici că am fumat și am aruncat eu. Astea-s de ieri. Singurul punct foarte pe care îl are e că are Starbucks în incintă. Băutura de la Starbucks e bună, n-am ce să reproșez. Dar restul, jale. Și e nasol că am venit naiba să stau 8 zile și plec de aici cu depresie. Cam așa e plaja, frate. O să vă arăt și în interiorul resortului cum sunt palmieri, piscina și alea. Ca amenajare e ok, adică sunt palmieri frumoși, piscina arată bine, nu m-am băgat în ea încă. Eu voiam marea tată să fie ca lumea, că de-aia am venit la mare, nu? Și după ce o să mă simt eu mai bine să mă resemnez, o să avem, am și eu o placă de-aia cum au oamenii de acolo. O să facem un vlog cum o montăm, cum o facem, cum o executăm și ne băgăm cu ea în apă. Lângă mine se scarpină un câine. La 5 stele se scarpină câinele lângă tine, Gemon. Sau să vezi fază ieri, ne-am pus pe șezlong și a dat cineva o felie de pizza unui câine. Și câinele ce-a făcut? Și-a luat felia de pizza de jos și a pus-o pe șezlongul meu și a mâncat. Ce să zic, forță. Revenim când mai îmi revin puțin, că nu se poate așa ceva. Trebuie să mai obișnuiesc cu ideea. Și trebuie să mai dau niște apeluri la ăștia la booking. Cine o mai merge cu ei, cred că mi-au cu agenție direct ca să am pe cine certa în cască. Așa nu prea ai pe cine certa. Dar și ăștia ar trebui să verifice, frate, dacă colaborează cu booking-ul. Până atunci mă gândesc dacă o să pun pe net cum se numește căcatul ăsta.
de resort ca să nu-și ia altcineva țeapă, ești nebun, că nu, nu e în regulă. Și mă mai miră o chestie, nu știu dacă doar pe mine mă deranjează, frate, să fie paharul curat, că n-am mai avut pe nimeni să certe. Acum ziceți voi, n-ați vrea să bezi într-un pahar curat? Revenim când mai îmi revin. Haideți, prieteni, că am revenit. Un pic mai bine acum, am mâncat, am băut. Paharele tot așa, ce să facem? Și cam așa se prezintă resortul, vă arăt așa un pic. O să mai facem un vlog când prezentăm. În vlogul ăsta vă arăt părțile nasoale. Uitați o pisică care cască. Peste tot numai pisici. Pss, 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 pss. Zici tu ceva. Nu, nu e de mâncare. Vorbește. Nu vrea să zică nimic. Deci mâncarea au toate pisicile pe aici. Nu duce lipsă niciuna de mâncare. M-am mutat copacul. Aici este sala de mese, unde ne dăm comandă de mâncare cu acest cod QR. Nu este bufet suedez și trebuie să așteptăm să ni se aducă la masă și durează ceva. Și am ajuns la plajă și haide să vă arăt câinii. Sunt mai mulți câini pe lângă pisici. Câinele ăsta a băut o cafea. A băut o cafea și acum a strănut o săracă. Cred că ăsta a mâncat pizza pe șezlongul meu. Parte nasoală, aveam prosopul la scaun, ăsta la scaun, aveam prosopul la șezlong. Au început ăștia să împacheteze șezlongul și prosopul. Eu eram în apă. Dar n-au văzut și că am papuci acolo, deci ăștia nu te lasă, frate, să stai și tu liniștit. Aici peste tot e plin de muguri de țigară. Asta nu-mi place, că nu e curată plaja, frate, nu curăță deloc. Și încolo avem cum e ca la mare, ca în mama aia, în afară de iahturi. Noi avem mai puțini. Avem banana, avem schijet. Am întrebat de schijet că anul trecut m-am dat cu schijetul. Ia uite cum pleacă barca. Am întrebat de schijet că anul trecut ne-am dat cu schijetul. Este 400 de lire turcești, mi se pare. Sau nu, 450. Făcusem calculul, e pentru două persoane 15 minute 2 milioane de persoană, 400 de lei era. Pentru 20 de minute, pardon. A făcut și reducere, pentru că stând de la hotelul ăsta minunat, ne-a făcut reducere pentru 3 minute. Stăteam 23 de minute, pentru că stând de la acest hotel. Mare reducere ce ne-a făcut. Mâine facem vloguri mai mișto. Momentan am luat pulsul și m-am enervat un pic, dar mâine o să ne revenim noi. N-am rezolvat nimic cu booking-ul. Aie, de ce mișto să vedem și încolo. Măcar ca peisaj așa e frumos. Adică, exceptând plaja, peisajul arată bine. Abia aștept să fac cu baie, că am părul plin de sare. Ce să vă mai arăt eu vouă pe aici, că e jale. Nu m-am muguri de țigară. Mă întreabă toată lumea cât am dat pe aia, cât am dat pe aia. Cred că-s mai cunoscut aici, ești nebun? Fără să mă știe. M-a luat unul la întrebări în mare, nu mai scăpam de el. Am cerut două ape și o bere. Și mi-a adus, ăsta mi-a adus, mi-a dat... Mi-a dat berea și mi-a dat o apă în loc de două. Și am zis și cealaltă apă, fii, le bei tu pe toate? Bă, boss, sunt la all inclusiv, nu mă întreb tu câte beau, iau câte vreau. Și iarăși, la mese, astăzi am mâncat și, na, după ce mănânci mai stai și tu un pic, mai bei ceva. Ce vorbești, mă? Vine și te întreabă, ai terminat de mâncat? Și după ce am zis că da, ok, trebuie să plecat, că trebuie să strângem. Iarăși ceva ce nu mi s-a mai întâmplat niciodată. N-ai cum să mă dai afară de la masă, frate. Să vezi recenzii ce le las. Și le dau și tag în clipuri. Faza e că acum am aflat, s-a schimbat gen conducerea sau nu știu, a fost cumpărat hotelul ăsta. Că îți dai seama că m-am uitat pe recenzii la început, să văd cum se prezintă. Și toate recenziile erau bune. Când am ajuns aici, jale, frate. Dă-i și sună și fă și să schimbăm hotelul sau nu știu ce. Și apoi am aflat că s-au schimbat treburile pe aici. S-a schimbat staff-ul, s-a schimbat conducerea. Și de acum o lună, au început recenziile proaste. Când ne-am uitat iară pe recenzii. Și au început recenziile proaste, frate. Și paharele, iarăși. Revin, paharele sunt mizerabile. Mi-am spălat pahar ca să mă duc cu el să beau bere, ești nebun la cap. Am păstrat un pahar și numai în ăla le ziceam să-mi pună. Aștept o vară întreagă să mergi la mare și găsești asta. Asta este. Ce-mi place e că au sală, au Starbucks. La sală, na, mergi dimineața, te pompești un pic, bam bam, te duci la plajă, dar ce să crezi? Când ajungi la plajă, impresionezi câinii. Câinii, cum place mie să zic. Asta este, domne.
învățătură de minte. Dar noi îi dăm în continuare cu clipurile, că trebuie să facem clipuri, frate. Cheiem vlogul aici, sper că v-a plăcut, prieteni. Îmi pare rău că e mai, nu știu, cu volumul mai încet, dar sunt flashcă de supărat, dezamăgit de ce s-a întâmplat aici. Nu mă așteptam. Încheiem vlogul aici și revenim cu următoarele. Eu am fost Cristi, nu uita să omorți butonul de like și ne revedem pe data viitoare, prieteni. V-am salutat, pa!